Aș dori să vă citesc un cuvânt din Scriptură care se găsește scris la Matei, capitolul 21. Și așa, acest pasaj al Bibliei de obicei se citește rar sau doar la sărbătoarea aceasta a intrării Domnului în Ierusalim. Permiteți-mi să vă citesc aceste 17 versete din Matei, capitolul 21. Și acest cuvânt al Bibliei spune în felul următor. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, spre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a așezut deasupra. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat, dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copiii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie și ei au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug la piept. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a poposit acolo. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze în această seară acest cuvânt al Evangheliei. Să binecuvinteze Domnul și ogorul său, Biserica Betel, și nici pe mine să nu mă lase. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, mă simt bucuros în această seară să fiu aici împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc Domnului pentru oportunitatea creată, fraților păstori pentru invitația făcută și îmi doresc din toată inima ca în această seară, din nou în jurul Evangheliei și a Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, Domnul să fie acel care să cerceteze inimile noastre. Și când spun asta, Domnul să cerceteze inimile noastre, nu e un slogan penticostal, e dorința mea pură în această seară, ca Dumnezeu să cerceteze inimile noastre. Să plecăm acasă oameni cercetați de puterea lui Dumnezeu. Eu cred în puterea lui Dumnezeu, cred că Dumnezeu rămâne același, cred că Dumnezeu mai poate și astăzi în generația aceasta să mai schimbe, să mai miște. Poate pe alocuri prin predică veți vedea așa tendința mea de a fi foarte, foarte direct. E doar datorită faptului că cred într-un Dumnezeu puternic pe care vreau să-L mai văd și astăzi. Sunt născut și crescut în familie de penticostali, cu tată păstor, eu ajungând păstor la rândul meu și spunându-le oamenilor și auzind de mică, le spunem oamenilor că avem un Dumnezeu mare, că e un Dumnezeu care poate, că totul îi stă la îndemână, că e Dumnezeul suveran, numai că mi-e dor să-L mai și văd. Acum cu spusul necamiasă, suntem generația care știm să așezăm atât de bine propozițiile și chiar să îi convingem pe cei care ne ascultă prin ceea ce spunem. În schimb, să știți că suntem și generația care mai avem nevoie să-L mai vedem pe Dumnezeu la lucru în toată splendoarea Lui. Să-L mai vedem pe acest Iisus Hristos intrând în viețile noastre,
intrând în familiile noastre, intrând în bisericile noastre, într-un mod triumfător, într-un mod în care să se producă cu adevărat sărbătoare. Cele mai frumoase sărbători sunt alea, dacă vreți, care se creonează așa într-un mod spontan. Parcă rămân așa un gust extraordinar. Că alea care le pregătești, deja ești obișnuit și cu ce vine. Ei, când parcă lucrurile iasă așa într-un mod spontan, surprinzător, parcă rămâi cu un gust extraordinar de bun, de frumos. Ei, atunci când Iisus Hristos intră în viața unui om, în viața unei biserici, într-o familie și vine așa dintr-o dată și face câte o surpriză puterea Duhului Sfânt, parcă omul rămâne cu un gust extrem de plăcut și spune, bă, Dumnezeu m-a mai cercetat, Dumnezeu s-a mai atins de mine. În seara asta îmi doresc din toată inima, încă o dată repet în mod conștient, ca cercetarea Duhului Sfânt să se simtă la Betel. Să putem să plecăm acasă oameni revigorați, să putem să plecăm acasă oameni mai dornici, să trăim pe un Dumnezeu mare, să-L mai punem în aplicare în viețile noastre și să se vadă că noi chiar avem un Dumnezeu mare. Să se vadă că noi chiar slujim un Dumnezeu atotputernic. Pentru că într-o zi ca și asta, dacă vreți, Iisus Hristos intră în Ierusalim într-un mod triumfător. Și unii mai spun așa, intrarea triumfătoare a lui Iisus Hristos în Ierusalim. Da, a fost un mod triumfător. Nu așa în felul ăla de a fi, dar a fost un mod triumfător. A intrat ca și biruitor, a intrat ca și salvator, a intrat ca și cel care a venit să răscumpere, să salveze. Bine, n-au priceput ăia tare multe atunci. Că cei care au strigat acum Osana, peste câteva zile au strigat răstignește-l, că ei s-au gândit numai la pântecul lor, la buzunarul lor, bă, dar nu au venit să ne salveze de romani? Dar nu au venit să ne salveze de birul romanilor, să mai rămânem noi cu niște bani în buzunar? Să ne fie totuși un pic mai bine, să ne facem socotelile mai fericiți? Ei, în schimb, oamenii n-au priceput. A venit Domnul să-i salveze de păcate și se spunea mai devreme, a plătit prețul pentru noi. A venit să fie un salvator, ca viața mea să continue dincolo de groapă în veșnicia lui Dumnezeu, pentru o eternitate, în locurile glorioase a lui Dumnezeu, ca inima mea să fie mereu bucuroasă și să tresalte. Să nu se sfârșească niciodată bucuria asta extraordinară ordinară lângă Iisus Hristos. A venit să mă salveze pe mine, pe dumneavoastră din păcat. Da, a intrat ca și un biruitor. Oamenii n-au priceput. O zis, bă, noi am crezut că scăpăm de romani, am crezut că nu mai merem la taxe și la impozite. Am crezut că scăpăm de oamenii care vin și trag de noi, dați-ne taxele pentru romani. Ei, dragii mei, a intrat Iisus Hristos ca și un biruitor. Dar biruința pe care El a adus-o, a intrat ca și un împărat. A intrat ca și unul care putea să salveze, dar biruința pe care el a adus-o, era una dincolo de ceea ce se vedea aici cu ochiul liber. Da, poporul Israel dintotdeauna a fost un popor hărțuit. Și astăzi are vreo 3 conflicte deschise. Are conflictul deschis cu cei din fâșia Gaza care îi bombardează și în zilele de astăzi. Și astăzi au tras câteva sute de rachete. Au un conflict deschis cu Iranul, că la un moment dat eu eram în Israel anul ăsta și era o panică generală datorită faptului că Benjamin Netanyahu a declarat că e foarte probabil în 10 zile să atace Iranul, datorită faptului că Iranul au spus că au o bombă nucleară pregătită pentru Israel. Au un conflict deschis cu o grupare extrem de ciudată, teroristă, care îi hărțuiește. Și atunci erau asupriți de romani, ținuți de romani, munceau, trăiau bine romanii pe spatele lor. Și au zis, bă, a intrat Iisus Hristos, a intrat suveran, a intrat salvator, a intrat împăratul, în sfârșit găsim și noi eliberarea. Numai că Domnul a venit să aducă o altfel de eliberare. A venit să transmită câteva mesaje extrem de importante despre care vreau să vă vorbesc în această seară. Ce mesaj a vrut să transmită Domnul, împăratul, eliberatorul? Că întotdeauna când se întâmplă un eveniment major, se găsesc analiști, așa cum o să fim noi în seara asta, se găsesc analiști să analizeze, bă, de ce s-a întâmplat așa? Că au făcut o mică escală de 3 ore Macron aici pe aeroportul din România, că era lung drumul din China până în Franța, și deja toți analiștii au început să povestească ore în rând de ce a
a aterizat Macron 3 ore. No, bine, am povestit 3 ore. Păi cred că de-aia, păi cred că de-aia. Și a început să analizeze escala lui Macron de 3 ore. Și la un moment dat unul zice, bă, oameni, fiți mă relaxați. A fost o aterizare tehnică. Aeronava aia mai avea nevoie de un pic de alimentare. Era prea lung drumul din China până în Franța. Ei, deseori, când se întâmplă un eveniment major, se găsesc analiști. Mi-am imaginat eu, și permiteți imaginației mele în seara asta, că după ce a intrat Domnul în Ierusalim, la un moment dat ucenicii s-or fi retras ei deoparte, Domnul s-a dus să se roage noaptea cum făcea el de obicei și or fi început ucenicii să analizeze. Nu e așa că după câte o săptămână de evangelizare în bisericile noastre, încă o săptămână e săptămâna analizelor? Bă, cum o zis ăla în prima seară? Bă, aia mi-a plăcut. Bă, aia din a doua seară a început cam la relantiu. Aia și-o cam dat drum mai pe final de predică. Nu e așa că mai există încă o săptămână de analize după o săptămână de evangelizare? Ei, noi în seara asta, din anumite puncte de vedere, vrem să analizăm intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Nu o să acoperim, nu o să facem o analiză foarte profundă și nu o să acoperim toate domeniile, dar câteva domenii. Să ne uităm la ceea ce Domnul a vrut să transmită prin venirea Lui la Ierusalim, prin intrarea Lui Iisus Hristos în Ierusalim, prin modul cum și-a pregătit intrarea în Ierusalim. Pentru că dacă ne uităm la mesajele pe care Domnul a vrut să le transmită, dacă ne uităm la realitățile trăite, realități pe care oamenii din vremea aia le-au trăit, mulți dintre ei pe pielea lor, în mod direct, fiind protagoniști unora dintre situațiile, la îndemnul și la porunca lui Iisus Hristos, dacă suntem gata să le punem în viața noastră, vom putea să trăim alături de acest Iisus Hristos, împăratul, biruitorul, acest suveran care aduce salvarea sufletelor noastre și vom putea să trăim cu Iisus Hristos, nu intrat doar într-un Ierusalim, și vom putea să trăim cu Iisus Hristos intrat în inimile noastre. Că cel mai frumos moment, că se vorbea aici de botez, apropo, ăștia ne botezați, veniți repede și înscrieți-vă, repede, nu mai lălăiți, că nu ai 20 ceva de ani și tu încă o mai lălăi. Vino direct, fă-ți cererea, botează-te, intră mână în mână cu Creatorul, lasă-L pe Iisus Hristos să intre în viața ta, lasă-L pe Iisus Hristos să intre în inima ta, lasă-L să devină domn și stăpân, lasă-L să devină suveranul, lasă-L să devină cel care să deține controlul a vieții tale într-un mod de 100%. Doamne, ajută-ne pe toți! În momentul în care Iisus Hristos intră ca și domn, ca și împărat, ca și suveran în viața unui om, acea viață se schimbă radical. Acea viață începe să arate altfel. Letargia în care generația noastră trăiește va dispărea 100%. O să ziceți unii, frate Alin, eu l-am pe Iisus Hristos în inimă, ne mai facem o verificare în timpul predicii. Veți putea să vă uitați dacă Iisus Hristos a intrat triumfător și în inimile dumneavoastră sau nu. Veți putea să luați decizii noi în seara asta, veți putea să vă reanalizați viața, să vă reanalizați poziția, să vă reanalizați planurile și dorințele și mână în mână cu Iisus Hristos să putem să ducem o viață de biruitor până la finalul vieții. Doamne, ajută-ne pe toți! Prima realitate. Primul mesaj pe care Domnul a vrut să-l transmită a fost următorul, că El este împăratul lucrurilor exacte. La un moment dat vine Domnul Iisus și le spune așa, mergeți în satul dinaintea voastră. În satul dinaintea voastră veți găsi un măgăruș cu o măgăriță, legați. La un moment dat cineva vă va întreba ce aveți de a face cu măgărușul și cu măgărița și voi să-i spuneți că Domnul are de trebuință de el. Îl luați și îl aduceți la mine. Păi, dragii mei, când au plecat ucenicii și au zis, bă, în care sat? Da, dacă ar fi zis Domnul, mă, mereți într-un sat, în care sat vreți voi? Mi-aduceți un măgăruș. Care sat vreți voi? Găsiți voi un sat și mi-l aduceți. Dacă ar fi zis Domnul, păi, Doamne, dar ce o să le spunem dacă cineva ne întreabă, bă, tu ai dezlegat măgărușul cuiva și l-ai luat? Bă, nu știu, bă, sunteți băieți deștepți, găsiți voi o variantă. O scoateți voi cumva la capăt, nu? În momentul în care Iisus Hristos intră în viața unui om, devine împăratul lucrurilor exacte. Viața acelui om nu mai merge pe bâșbâite. Viața acelui om are o țintă precisă, are o direcție clară. Omul ăla nu se mai abate la stânga și la dreapta. Vine suveranul să-l învețe, să-i vorbească, să-l sfătuiască cum și ce trebuie să facă. Pentru faptul că Iisus Hristos nu a intrat în viața multora,
Pentru că faptul că Iisus Hristos nu e Domn, nu e Salvator, nu e Suveranul, nu e Împăratul în viața multora. Sunt mulți care și în generația asta trăiesc viața pe bâșbâite. Iau de multe ori decizii la plezneală și după aia tot ei se supără pe Dumnezeu că nu a ieșit cum au vrut ei. Și ar veni Dumnezeu și ar spune, o, dacă mă lăsai pe mine să intru, eu te învățam. Era exact pentru tine, era totul clar, era limpede. Ajungeai prin Valea Umbrei Morții și spuneai, nu-i problemă, știu că Dumnezeu știe exact ce face cu mine și dacă mă trece pe aici. Că oameni care nu l-au pe Iisus Hristos în inimă ca Domn, ca Împărat, ca Suveran, în momentul când ajung în momentele de cotitură ale vieții, încep să tremure din toate încheieturile. Ăia care îl au spun așa, trec pe aici și Dumnezeu știe exact de ce eu trebuie să trec pe aici. Și stă plin de încredere. Și cântăm noi o cântare, să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace că Iisus Hristos e la cârma tuturor lucrurilor, stai liniștit, că El e care e Domn și Stăpân, întotdeauna își va păzi teritoriul. Tu ești teritoriul Lui, i-ai dat viața și inima Lui, l-ai lăsat pe El să intre, a devenit Împăratul și știe întotdeauna să facă lucrurile într-un mod exact. Știți? La un moment dat Domnul se duce și le spune ucenicilor în felul următor, mergeți în cetatea cu tare, acolo veți găsi atenție la câteva detalii. Un om, o altă traducere spune un bărbat, ducându-l un ulcior cu apă, se pregătea cina cea de taină. Și Domnul spune, veți găsi un om, un bărbat, care duce un ulcior cu apă. Îl urmăriți pe omul ăla, intrați în casa unde el intră și îl întrebați pe stăpânul lui, unde-i odaia, unde să servești cina cu ucenicii mei. Gata, pregătită, formidabil. Și ascultați, oamenii ăștia nu și-au mai pus întrebarea, Doamne, dar cum îl cheamă să-l strigăm? Dar auzi, dar cum o să fie îmbrăcat? Dar o să aibă ceva roșu pe el? Dar cum să-l abordăm? Doamne, dar nu știți de ce? Pentru că Domnul a fost foarte exact. În vremea aia, cine ducea ulciorul cu apă, 99% din dăți, dacă nu chiar 100% erau femeile, nici de cum bărbații. Foarte rar în Biblie o să găsiți atât de multe femei cu ulciorul cu apă. Domnul le-a spus atât de clar și de precis că ăștia nu mai trebuie să-și pune alte întrebări. O zic, bă, gata, e un bărbat? Da, e clar, e singurul. Că nu pot să fie mulți bărbați cu ulciorul cu apă. Atât de exact a fost Dumnezeu, atât de exact a fost Iisus Hristos, că nu i-a băgat pe oamenii ăștia în ceață deloc. Ei, cam așa face Iisus Hristos în viața unui om unde el intră și el rămâne stăpân. Nu îi bagă pe oameni în ceață niciodată. Pentru că s-au dus, l-au urmărit, au intrat în casa stăpânului. Unde-i odaia gata, pregătit? Ce odaie, mă, plecați, mă, de aici? Nici nu s-a pus problema de așa. Oh, e aici, poftiți, uitați aici. Era totul pregătit. Era totul atât de exact. Era totul atât de la milimetru. Era totul atât de impecabil. De ce? Că Marele Împărat dădea direcția. Ei, când în viața unui om intră Iisus Hristos și El e Domn, Stăpân, Împărat, Suveranul, viața acelui om merge la milimetru. Tocmai de aia căutăm noi oamenii care vorbesc din partea lui Dumnezeu, că din aia cu trilulele, trisurcele, că o fi, că o veni, că vine războiul, că nu vine, că s-o înfurea Putin, că cred că moare Biden, că... Bă, și la un moment dat, eu bine, am fost foarte terorizat într-o perioadă de toate mesajele astea trimise pe WhatsApp. Era un trend într-o zi, într-o vreme. Toată lumea trimitea prorocii pe WhatsApp. Dragii mei, ascultați-mă bine. Dumnezeul pe care noi îl slujim e un Dumnezeu atât de mare și de puternic că poate să aibă un proroc la fiecare colț de stradă. Poate Dumnezeu să vorbească inimilor noastre și niciodată nu-și va lăsa teritoriul în ceață. Întotdeauna va veni să vorbească într-un mod exact și ai Lui nu vor rămâne niciodată descoperiți. Cei care sunt ai Lui nu vor fi necunoștință. Biblia spune asta. Cei care sunt ai Lui, cei care și-au dat teritoriul inimii lui Iisus Hristos, cei care L-au lăsat pe El să intre în calitate de suveran și de împărat, vor fi coordonați într-un mod exact, la milimetru, de Domnul Iisus Hristos. Lăudați să-i fie numele. Eu când eram copil, vineau bunicii pe la noi, pe acasă, și dormeam în cameră cu bunicii. Toată copilăria mea a fost terorizată de Radio România Actualități, că noaptea ascultau știrile și la un moment dat când ațipeam și eu auzeam Radio România Actualități, ora exactă. Bă, la un moment dat eram terorizat de Radio România Actualități de ora exactă. Deja știam că bunica și bunicul ăștia ascultă știrile. Așa era la castofonul ăla negru. Așa. Bă, și la un moment dat eu ațipeam și nu mă auzeam. Ora exactă! Ora exactă! În schimb, ei aștepta ora exactă. Atât de bucuroși erau ei când vineau ora exactă că ascultau actualitățile. Mai știau și ce se întâmplă pe pământul ăsta. Pentru că oamenii lui Dumnezeu întotdeauna vor
fiind așteptarea orei exacte date de Dumnezeu. O, vine situația complicată și tu spui, bă, dar în inima mea a intrat Iisus Hristos. El e suveranul. Aștept să-mi spune exact ce trebuie să fac. Când dui Iisus Hristos, tu faci exact cum crezi tu că e bine. Și iasă exact foarte rău. Și exact dai vina pe Dumnezeu după aia. O, dar Domnul a vrut să transmit un mesaj care să rămână peste generații. Așa cum am intrat în Ierusalim, vreau să intru în inimile oamenilor. Dar oamenii trebuie să înțeleagă, eu sunt Dumnezeul lucrurilor exacte, eu nu merg pe bâșbâite, eu nu merg pe bâlbâială, la Dumnezeu totul e punct și virgulă. La Dumnezeu totul e țiplă. Și în momentul în care viața unui om îl acceptă pe Iisus Hristos, de-aia vă spuneam, cei care încă nu sunteți botezați, veniți repede la botez. Faceți legământ cu Cel care poate să vă dea o direcție clară în viață, care poate să vă învețe în deciziile complicate ale vieții, care vă poate ajuta să luați decizii foarte, foarte bune. Știi cât e de important în carieră, spre exemplu, să iei decizii bune? Eu am avut o profesoară de franceză care ne-a terorizat în clasele 5-8. Ea a vrut să facă bucătăreasă, dar cineva a trimis-o la limbi străine. Ne învăța numai de mâncare. Ți era o foame după ora de franceză de numai. Acum de mâncare te învăța. Și noi am întrebat-o, doamnă, dar altceva nu mai învăța. Auzi, mie mi-a plăcut, am vrut să mă fac bucătăreasă, dar cineva m-a trimis la limbi străine și am devenit profesor de limba franceză. Știți, ca să nu-i nenorocești pe alții, știi cât e de important ca și în carieră să-L implici pe Dumnezeu, să spună Dumnezeu exact ce ți se potrivește ție? Știți cât e de important să... Eu am un prieten care e farmacist. Știți ce face asta când ajunge acasă? Desface toate telefoanele, toate casetofoanele, numai șurubărai, spune, lui a plăcut electronica. Și a zis, bă, ce te-ai dus, mă? Era la modă, zice. Toate mamele trimiteau prunce la farmacie. M-a trimis pe mine mama la farmacie. El vine acasă. Bucuria lui când mai demontează ceva. Ceasurile, le demontează tot. Zice, bă, ce te-ai făcut, mă, electronic? M-a trimis mama la farmacie. Pentru că e atât de important în viață, dragii mei, ascultați-mă bine, să-L ai pe Iisus Hristos, stăpânul vieții tale, să fie împăratul teritoriului ființei tale și El să-ți spune exact ce trebuie să faci. O, se căsătoresc tinerii. Și vin la un moment dat, frate, nu mai iubesc, nu du-te, mă. Păi după 6 luni, nu mai iubesc, dar serio, dar cum n-ai văzut acum? Nu știu ce-a fost în capul meu, spun eu, gol. N-a fost Dumnezeu, n-a fost cine să spune exact ce trebuie să faci. A fost totul ambigu, tot a fost dezastru. O, dar ce frumoasă e viața când Iisus Hristos vine și intră ca și suveran, ca și împărat. Și vine Dumnezeu și spune, auzi, du-te în satul dinaintea ta. Doamne, nu în ăla, nu, du-te în ăla dinaintea ta. E atât de simplu, du-te, fă. Auzi, acolo vei întâlni pe, Doamne, sigur, 100% vei întâlni pe, stai liniștit. Doamne, dar mă ascultă-mă, du-te. Ascultați ce zice Biblia, au luat măgărușul și măgărița, Domnul s-a urcat pe măgăruș ca să se împlinească, și vă citesc, dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, spune Sfice Sionul, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ei, ca să-și dea ea seama că ăsta e mânzul unei măgărițe, trebuia să vadă și măgărița. Amândoi erau acolo, numai că Domnul s-a urcat numai pe măgăruș. Și știți de ce? Ca să fie totul la milimetru. Ca să fie totul exact. Ca să nu zică cineva, bă, stai mai bătrân, nu-i chiar măgăruș. Ba da, că uite-i măgărița lângă. Pentru că, dragii mei, e atât de superb Dumnezeu când toate lucrurile le face într-un mod impecabil. E atât de superb Dumnezeu când toate lucrurile le pune la linie, când e lăsat să intre El stăpânul vieții tale. Eu am fost în Austria și am stat aproape 10 ani. Păstorul bisericii Efrata din Făget, pe care eu o păstoresc acum, venind la ei la evangelizare, eu nu sunt din Făget, eu sunt din Petroșan, județul unde doar soția mea din Târgu Jiu, în Făget n-avem pe nimeni. În momentul în care am venit la evangelizare la ei, fratele l-a prins drag de mine, biserica m-a mai chemat de câteva ori, într-o seară mă sună și îmi spune, frate Alin, auzi, n-ai vrea să te muți la Făget? Nu, eu eram în Austria, aveam un job atât de bun, cum să mă mut în România și la Făget? Nu mă mut. Provocarea din punct de vedere a slujirii era una mare, o biserică mare, peste 700 de membri, acțiune multă, provocări mari. Dar am zis, bă, nu mă pot muta în România. Și eu am zis, zice, dacă e voia Domnului, dacă e voia Domnului, vin, am zis eu, cum să nu? Numai că el a zis, bine, slavă Domnului, ne rugăm Domnului. Și am zis, gata, ne rugăm. De eu când l-am văzut deja așa de hotărât că el o să ne rugăm, Domnul, stai. I-am zis, trebuie să mă convingă Domnul și pe mine. Iar așa simplu. Și gata, ne rugăm Domnului. Era 10 seara.
Mă duc în cameră, îi spun soției mele, parcă așa cum o văd pe Andreea, băga niște haine în dulap și lasă-mă cu România ta. M-am pus în pat și am gândit cu voce tare. Și am zis, și să vrem să plecăm, nu putem că avem prioritățile noastre în viață. Că aveam și noi de gând ca ceilalți români, să scoatem credit, să construim o casă, să plătim creditul până la răpire și cum fac toți românii din afară. Și la un moment dat, așa am adormit, cu gândul ăsta. Și să vrem, nu putem că avem și noi prioritățile noastre în viață. A doua zi dimineața, că ăsta-i Dumnezeul exact. Eu îl iubesc pe Dumnezeul ăsta. Nu m-a lăsat în ceață niciodată. Primesc un mesaj pe telefon de la un frate surd de amândouă urechile. Fratele Ilie Schipur, a murit în 2019. A fost la noi la Linz, acolo când eu eram în Austria și mi-a luat numărul de telefon și a zis să știu mie să-mi dai mesaj când ești în zona mea că eu vreau să-ți fac un ceai de nu știu ce plante. Eu zis, nu te aud la telefon. Eu l-am crăpat ambele timpane de la o tensiune netratată și a zis eu nu te aud, dar îmi dai mesaj. Eu sunt Alinemeș, vin la dumneavoastră mâine și eu te aștept cu un ceai de nu știu ce plante, mi-a zis el. Eu n-am mai avut numărul lui, dar el avea numărul meu. Și îmi scrie așa, frate Alin, un proroc al Domnului. Dumnezeu mi-a arătat aseară că ți s-a făcut o chemare din îndepărtare. Tu ai spus că nu prea vrei să mergi, că ai prioritățile tale în viață. Am înlemnit cu telefonul în mână. Dar Dumnezeu a spus așa, că dacă nu te vei duce de bună voie, vei pleca împins de împrejurări, te iubesc, amin. Nu mai fă ceva. Mă duc și spun soției mele, nu, cum facem? O, Andrei, eu plec prima, dacă așa stă treaba. Eu mă duc, nu vrem să-l supărăm pe Domnul. Ne facem bagajele și am plecat. Stai mă că mai am nevoie de o confirmare, am zis eu. Nu e chiar așa simplu. Am zis, Doamne, dacă Tu ai început pe linie profetică, continuăm pe linie profetică. Sun un frate în vârstă și la un moment dat îi spun acelui frate, frate, uite, am și eu așa o dorință, când ți-aduci aminte și de mine să te roși pentru mine, am zis eu. Și a zis, bine, bătrânul. La un moment dat m-am gândit eu, Doamne, dacă Tu ești aici, dacă e mâna Ta la lucru, Tu trebuie să fii foarte exact. Mie nu trebuie să-mi spui dacă să plec sau să nu plec. Mie trebuie să-mi spui dacă îmi porți sau nu îmi porți de grijă. Mă sună bătrânul după jumătate de oră și îmi spune, frate Ali, nu înțeleg nimic. Dar poate Tu înțelegi că dacă nu înțelegi nici Tu, îi bai. Îi zic, spune-ți, Domnul mi-a spus să spun doar atât. Ți-am purtat de grijă și am să-ți mai port amină. Înțelegi? Am înțeles, frate. Mulțumesc frumos. Am asta să zic ceva și de tineri. Am zis de doi frați în vârstă. Am mutat în România și am plecat în Irlanda. Mă chemase frații în Irlanda, mi-au luat biletul de pe Budapesta. Eu n-am bătut toba că m-am mutat în România. N-or știut ei de unde sunt. Unii, numai cel la care am dormit. M-am dus într-o seară la rugăciune într-una din biserici acolo și frații m-au prezentat, fratele Alin de la Biserica Speranța Linz. Eu n-am zis nimic, am zis, las că îi spun la final, las, așa că doar acum m-am mutat de 2 săptămâni. În timpul unei rugăciuni se ridic un tânăr în picioare. Ascultă, bărbatule, că despre Sionul în care de curând ai ajuns. Eu, Domnul, te-am trimis, voi face cu tare, cu tare, cu tare și cu tare. Se termină rugăciunea și zice, băiatul ăla tânăr se ridică în picioare. Slăvit să fie Domnul pentru astfel de oameni. O zis, fraților, dumneavoastră l-ați prezentat pe fratele Alin de la Biserica Speranța Linz. Mie Dumnezeu mi-a arătat într-un mod foarte clar și exact că l-am mutat într-o altă parte. Frate Alin, să spui aici în fața bisericii dacă te-ai mutat sau nu, că dacă nu te-ai mutat, eu nu mai prorocesc niciodată în viața mea. Înseamnă că am fost înșelat de un duc străin. Dacă te-ai mutat, îți mai spun ce Dumnezeu mi-a mai spus și restul. Nu, exact sau nu? I-am zis, frate, m-am mutat de 2 săptămâni. L-am văzut pe acel tânăr și-a pus fața în păl, mi-a început să plângă lăudându-L pe Dumnezeu. La final am povestit cu el și mi-a spus lucruri pe care încă le trăiesc. Te vei confrunta cu aia, cu aia, cu aia, cu aia. Pentru că, dragii mei, Dumnezeul pe care noi îl avem când îl lăsăm pe El să intre stăpânul teritoriului vieții noastre, să intre El împăratul și suveranul, niciodată nu te va băga în ceață. De fiecare dată îți va da o direcție exactă, lăudat să fie numele. Un al doilea mesaj pe care Domnul a vrut să-l transmită a fost următorul, că El este omul care îi place să se folosească de anonimii. Nu, ascultați-mă. Mă. Auzi, Doamne, merem noi să luăm măgărușul, dar cine sunt proprietarii măgărușului? N-aveți voi treabă. Dar zine numai cum îi cheamă, că poate îi cunoaște. Dar nu vă interesează pe voi. Sunt niște anonimi. Păi nu luăm măgărușul din grajdul palatului, nu. De la niște anonimi.
voi mergeți acolo, vă faceți treaba voastră. M-am întrebat atât de mult, bă, cine-o fi crescut măgărușe atât de special, încât Domnul a zis, de ăia am eu trebuință. Pentru că prin niște anonimi, rămași anonimi, Biblia nu vorbește de ei, istoria nu vorbește de ei. Oameni care au rămas în anonimat, dar de care Iisus Hristos s-a folosit într-un mod extraordinar. Oameni care au putut să crească și să țină măgărușul pe care Iisus Hristos a intrat. Au fost coechipieri cu Iisus Hristos preț de câteva momente. Și Domnul a vrut să mai transmită mesajul ăsta. Mie îmi place să mă folosesc de anonimi. Pentru că la un moment dat zice Domnul, mergeți să pregătiți cina cea de taină. Aici sunt tot felul de supoziții, cine a fost acela în casa căruia, în odaia căruia s-a pregătit cina cea de taină. Că unii zic în casa lui Ion Marcu, era el mic, cunoștea, nu știu ce, că alții, nu, ascultați-mă bine, și omul ăla a rămas în un anonim. Dar au fost oameni de care Iisus Hristos a folosit într-un mod formidabil. Ăsta i-a dat mijlocul de transport, celălalt i-a pregătit odaia, gata, pregătită pentru un moment atât de special alături de ucenicii lui. A rămas în istorie ceea ce anonimul a pregătit. Și Domnul a vrut să transmită, când cineva îmi dă teritoriul inimii lui și mă lasă să intru în viața lui în mod triumfător, dintr-un anonim, poate Dumnezeu să fac un om extraordinar, poate Dumnezeu să scrie istorie cu tine, cu mine, cu dumneavoastră, cu cei care spuneți, băi, eu nu cânt, eu nu predic, eu nu fac mare lucru. Și Dumnezeu zice, ei, tu te simți un anonim, anonimule, de tine are Dumnezeu nevoie. Și mai poate Dumnezeu să mai ridice suflete printr-un om care și-a dat viața lui Iisus Hristos și l-a lăsat să intre ca și stăpân și în momentul acela acel om începe să trăiască cum Dumnezeu cere. Și începe acel anonim să deprindă acțiuni și numele lui Dumnezeu să fie glorificat. Bine, e o artă și asta să-ți placă să rămâi anonim. Un prieten de-a meu mă sună și zice Dumnezeu îmi spune să mă duc să las un plic cu bani, asta în urmă cu câteva săptămâni, să las un plic cu bani la ușa unei familii. Păi duce, ce mai aștepți? Mă duc, așa e că e din partea Domnului, 100% e din partea Domnului. Dar auzi, nu trebuie să scriu nimic pe plic, așa e, nu, nimic. Dacă Domnul ți-o spus, te duci. Și pun suma, băi, cam mare, băi, cam mare, o pui în plic, e cam mare. La un moment dat, anonimul meu, că a vrut să rămână anonim, nu a putut să se ducă în ziua, mă duc mâine. Eu îl sun, mă, te-ai dus? Mă, n-au reușesc astăzi, dar mâine mă duc. Și o zis de vreo 2-3 ori, mâine. La un moment dat mă zic, nu l-am mai sunat, dar nu pot eu să-l forțez pe om. Mă sună la un moment dat și îmi spune, auzi, mă, m-aș duce, mă, dar am o ispită, zice, am o luptă, ce? Îmi vine să-mi scriu numele pe plic. Să știe din partea cui îi. Opa, anonimule, ce faci? Nu mai poți. Bă, mă, omule, dar asta e lucrarea frumoasă. Știți, noi ascundem păcatele și trâmbițăm lucrurile frumoase. Dar Biblia spune, ce face în ascuns, Dumnezeu îți răsplătește în ascuns, rămâne în picioare. Dar de ce? Hai să-și trâmbițeze omul păcatele, să-i fie rușine de ce face și să ascundă ceea ce vezi, Doamne, l-ar pune într-o oarecare poziție. Să stea acolo cu minte și smerit. Și o zis, bă, mă ispitește treaba asta, mi-e vine să-i scriu pe plic. Bă, nu-i de la Domnul asta, nu scrie că nu, nu-i corect. Nu-i corect. La un moment dat se duce cu plicul, dar el a zis, auzi, dar dacă stau acolo până vin oamenii acasă, mă, dar știi că au început o fel de justificări, mă, să nu vină altul să ia, să nu sufle vântul din fața casei să ia banii. Și la un moment dat știe diavolul să-i bun, așa de dibaci, eu pus să-mi dă, dacă stau acolo să întâmplă ceva, mă, omule, eu zic să nu stai. Păi nu, că ascultă-mă, stau undeva ascuns, nu reziști, ieși din mașină, spun eu, stai. Du-te acasă. Mă, nu, ascultă-mă, frate Alin, rămân acolo un anonim. Mă, nu reziști, o să ieși din mașină. Îmi spune, nu, te promit, promit că nu o să mă vadă. No, bine. Mă sună după vreo oră și jumătate, supărat din cal. Ce s-a întâmplat, mă? M-a văzut, mă, n-am vrut, dar m-a văzut. Ce să, n-am vrut, dar m-a văzut. Păi cum, bă, ce ochi au avut, mă, cum am parcat? Cred că cum ai parcat așa strategic să te vadă tumna pe tine. Știți că omul e foarte tentat să nu mai rămână anonim? Dar uitați, anonimii din Biblie ce lucruri formidabile au putut să facă, să pregătească o odaie, gata, pregătit, atât de frumos. Pentru că eu pot să rămân un anonim în ochii oamenilor, dar să fiu cunoscut de un Dumnezeu suveran, de un Dumnezeu mare, care întotdeauna poate să scrie istorie. În satul bunicii mele au murit tata la vreo 7-8 copii, nici nu mai știu câți erau. Bunica mea
Nu eram copii, 10, 11, 12 ani? O zis, Alin, iei plasa asta, te duci, o lași în poarta aia, la familia aia, știam că le-a murit tata, o lași acolo, nu zici la nimeni nimic, nu întrebi nimic, nu mai ai agățat-o de poartă și ai plecat mai departe. Ne-am uitat în plasă, șnițele, chiftele, cu maioneză, alea îmi plac mie. Bă, cu de toate, zic, bă, n-ai cum. Îi zic, ce trimite bunica aici? Era o bucătăreasă excepțională. Și zice, uite, tu nu mă lași acolo, n-ai tu treabă, le-ai lăsat și ai plecat. Eu copil, m-am dus cu plasa, am lăsat-o în poartă și am plecat. Am crescut-o mare. Am ajuns predicator, am ajuns undeva în diaspora și a venit la mine o soră și a zis, frate Alin, tu mă mai cunoști pe mine? Și am zis, nu. Eu sunt fata din familia aia, noi am rămas fără tată când am fost noi mici, frații din biserică pe rând ne trimiteau de mâncare și noi așa am trăit câțiva ani la rând, până au crescut frații mei mai mari și au muncit și ne-am întreținut. Și zic, oh, în momentul ăla mi-a venit în minte acea secvență când eu m-am dus, ca un anonim ce eram, și am pus plasa în gard. Copilașilor de acolo, avea câțiva copilași, erau așa foarte drăgălași, foarte deschiși și am început să fac conversație cu ei. Și întreb, acum, ce vrei să faci când crești mare? Ce să întrebi? Nu, zis, eu vreau să mă fac medic, foarte bine, bravo, extraordinar. Tu ce vrei să faci când crești mare? Eu vreau să mă fac polițist, ai față, e bine. Tu ce vrei să faci când crești mare? Păi și fiecare mi-a zis ce vrea să facă când crești mare. Eu vreau să mă fac IT-ist, a zis un băiețel. Bravo, formidabil. Una dintre fetițe de acolo parcă mai cerea conversație. Ce să o întreb? Am întrebat ce vrea să facă când crește mare. Și am zis, auzi, care e cea mai mare curiozitate a vieții tale? Și fetița asta, eu mă așteptam acum să zică, vreau să văd cum e pe lună, vreau să mă duc cu racheta, să mă duc să escaladez Everest. Mă așteptam la ceva senzațional. Și fetița asta începe să plângă și eu am zis, bă, stai un pic, dar ce-am făcut? Dar eu, Doamne, m-am pus o întrebare normală, deja m-a luat cu emoții, dar ce-am făcut? Fetița plângea, se uita la mama ei, mama ei se uita la ea, eu tremura barba și o zis, frate Alin, cea mai mare curiozitate a vieții mele este să-i cunosc pe îngeri prin care Dumnezeu trimitea mâncare la mami când erau copii. Dragii mei, frați și surori, mi-a dat Dumnezeu lecția aia că poți să fii un anonim fără să te cunoască nimeni, dar să devii un înger al lui Dumnezeu prin care să se poată scrie o istorie cu care să te întâlnești în împărăția Marelui Stăpân. Toată lumea vrea să iasă în față. Toată lumea vrea să fie cunoscut, toată lumea vrea să știe, bă, cine a făcut aia? Ei, dar sunt prea puțini care mai vor să fie oamenii din spate, oamenii care să mai mijlocească pentru o trezire în bisericile noastre, între tinerii noștri, în familiile noastre, oameni care să se mai roage ca bisericile noastre să nu fie atacate de diavolul și să mai rămână prezența lui Dumnezeu în permanență. Aia nu-s văzuți, sunt undeva în spate. Oamenii care să mai meargă la spital, oamenii care să mai ducă așa câte un kilogram de banane și un kilogram de portocale, oameni care să mai pune din bănuții lor puțin, tu anonimul de tine, aia 20 de lei să-i pui și să-i duci la un sărac, să-i cumpere un corn. Și Dumnezeu, prin Iisus Hristos, prin intrarea în Ierusalim, a zis, să știți că eu vreau să mă folosesc și de anonimi. Anonimii sunt oamenii care în cer vor fi cei mai cunoscuți. Lăudat să fie Domnul! Amin. Un al treilea mesaj. Domnul zis, eu sunt un Dumnezeu exact. Sunt un Dumnezeu care, în momentul în care cineva îmi dă viața și inima lui, poate să fie și un anonim, îl fac cel mai mare om de pe planeta Terra. Un om de care se folosește suveranul. Și în al treilea rând zice Domnul, ascultați, eu sunt Dumnezeul care, când intru în viața unui om, ca și în Ierusalim, pun totul în mișcare. Auziți ce zice Biblia? Toată cetatea a fost pusă în mișcare. Când Biblia spune toată, eu cred că absolut toată. Acum, Israelul și Ierusalimul și astăzi e plin cu de toate. Ierusalimul e plin cu de toate. E plin cu oameni care trăiesc, să ia ultra-ortodoxii, ăia cu perciunații, cu pălăriile mari. Mai vezi câte un gay pe stradă, mai vezi câte unul care arată nu știu cum, mai vezi, bă, niște, bine, e colorat Ierusalimul. Vezi oameni care se duc așa foarte liniștiți pe stradă și vezi alții, cum am văzut eu anul ăsta în Ierusalim, tata cu copilul în brațe și cu arma agățată la umăr,
mirare maximă, altul cu prunc în brațe și cu pistolul sub bluză. Bine, acolo e foarte colorat Ierusalim. Și atunci era la fel. Oameni care făceau tot felul de negoți, tot felul de acțiuni, care mai de care, cu business-urile lor, cu trăirile lor, cu alergătura lor. Ei, intră Domnul în Ierusalim, toată cetatea, în toate colțurile ei, se intră într-o mișcare și o forfotă să meargă să-l vadă pe împăratul care intră în Ierusalim. Acum, dacă eu întreb pe cineva și spun, auzi, o intrat Iisus Hristos în mod triumfător în inima ta? A devenit El stăpânul vieții tale? A devenit El suveranul vieții tale? A devenit El împăratul vieții tale? Cel mai simplu se rezolvă verbal cu un simplu da. Ei, acum, după acel da, Dumnezeu vrea să mai și dovedești prin ceea ce ești și prin ceea ce faci. Când Iisus Hristos intră în viața unui om, când Iisus Hristos intră ca și stăpân și ca și suveran, pune în mișcare toate domeniile vieții acelui om. Nu există un domeniu care să nu fie pus în mișcare. Când un domeniu din viața ta nu e pus în mișcare de Iisus Hristos, în acel moment trebuie să înțelegi că nu e Iisus Hristos intrat acolo. El niciodată nu o să stea deoparte să spune, bă, în domeniul ăsta nu mă pot băga, că aici îl mai las, că totuși e de-a meu, trebuie să-l mai înțeleg. Nu! Iisus Hristos când intră, El absorbe în totalitate. Știți de ce noi îi băgăm în apă și scufundăm cu totul? Și îi băgăm cu totul în apă, pentru că Iisus Hristos intri și la un moment dat la botez, te botezi în moartea lui Hristos, spre înviere la o viață nouă, 100% nouă, cu toate domeniile vieții revigorate. Când Iisus Hristos intră, nu există un domeniu care să nu fie revigorat. Și Domnul spune, eu intru și am intrat și am pus toată cetatea în mișcare. Pentru că, dragii mei, de-aia e important să lăsăm pe Iisus Hristos să intre ca și stăpân în viața noastră, să pună totul în mișcare. O, dacă era Iisus Hristos stăpân în viața fiilor risipitori, n-ar mai fi avut dorințe din alea meschine. Vreau să văd și eu cum e fără tata. Că domeniul ăsta în care vrei, al curiozității, vinea Dumnezeu să ți-l satisfacă altfel. Că dacă era Iisus Hristos pe deplin în viața lui Dima, nu mai erau dragostea pentru alții, iubirile pentru cei afară. Se înflăcăra iubirea pentru Dumnezeu mai tare. Se înflăcăra iubirea pentru Hristos mai tare. De ce? Că Iisus Hristos era acolo și lua toate domeniile vieții. În seara asta ne putem face o verificare foarte, foarte atentă. A luat Dumnezeu în stăpânire toate domeniile vieții mele, dacă nu trebuie să-L rog să intre în inima mea. Că la un moment dat se pune o întrebare, știți că Domnul avea obiceiuri bune. Se pune întrebarea, tu de obicei cum rezolvi problemele când cineva te supără? Și acolo poți să vezi ce obicei ai să rezolvi problema când cineva vine și spune ceva care ție nu ți-o căzut bine. Tu de obicei... O dragă de ea, că atât am zis până predici de ea, am o fetiță în biserică, clasa 0, și într-o duminică dimineața vine lângă amvon și mi-aruncă o vorbă ilegală, așa e mai nepusă la locul ei. Dar ea glumind acolo cu copilașii ăia la alți, eu când am auzit-o, s-o trezit de mine orgoliu de pastor. Păi tu cum să vorbești așa cu pastorul, mă? Păi tu nu ți-o rușine. M-am vrut să o prind, am mai prins-o, plecat, s-o dus. Păi la un moment dat am zis, bă, cum să vorbească așa, mă, cu pastorul, mă? Bă, deja eram... Nu-i problema, las că pun eu mâna pe ea. Și așa mă răchea în interior, nu se poate, mă, cum să vorbească ea așa, mă? Pe așa se vorbește. Îi spun eu la maică sau la taică, păi așa ai crescut-o, mă. Păi uite-te, mă, cum o vorbit, mă. La un moment dat, bă, parcă mi-era așa ciudă când am prins-o. La un moment dat, eram într-o biserică și am zis asta și un frate, o zis, slavă Domnului. S-o elibera biserica și în hol, ieșirea la noi așa în capăt, în hol, am văzut-o pe ea și pe maică sa. Și zic, nu, ăsta e momentul. Mă duc. Zic, stați numai un pic, el le strig, deci stați numai un pic, așteptați-mă un pic. Aia mică o lemnit. Mai că s-au mă așteptat. În timp ce mergeam pe culoar, Dumnezeu vorbea cu mine. Alin, cine e stăpânul vieții tale? Tu, Doamne. Auzi, eu dețin controlul asupra tuturor domeniilor, așa-i? Da, tu deții controlul asupra. Și atunci, n-ai putea să te domolești și să nu faci ceea ce ți-ai propus? Dai un timp, în paralel, îmi făceam discursul. Tu ai crescut așa, așa ai fost și tu când ai fost mică. Deci am făceam discursul eu, știi, ca să știu cum să abordez problema. Și zice Domnul, auzi, n-ai putea să renunți. Lasă domeniul ăsta al orgolilor, lasă-o pe mâna mea, lasă-te pe mâna. N-ai vrea să te domolești. În timp ce eu așa conversam cu Domnul, mi-am dat seama că am o bomboană în buzunar. Am scos bomboana
Și mergeam cu bomboane în mână pe culoar. Tot ceea ce vă spun s-au consumat în timp ce eu mergeam pe culoar. Și mă luptam între a ceda sau a nu ceda, a spune ce mi-am propus sau a lăsa pe Iisus Hristos să dețină controlul în toate domeniile vieții mele. Eu sunt blând și smerit cu inima. Păi și stăteam cu bomboane în mână, mă duceam. Vă mărturisesc, m-am gândit dacă îi dau numai ambalajul, se pune? Auzi, zice, spune-i că-i cea mai frumoasă fetiță din biserică. E chiar așa simplu. Pe a ce-o spus? Dă-i bomboana. Ușor de zis din cer. Mai greu de făcut pe pământ. Bă, și mergeam spre ea și mă frământam. Am ajuns în fața lor și am zis, știți, v-am oprit casă. Aici eram la intersecție. Puteam casa aia, casa aia. V-am oprit casă. Casă ce? Casă. Mama fetiță se uita mirată la mine, fetița. Auzi, v-am oprit ca să spun că... În fine, am zis, da, Doamne, Tu ai luat toate domeniile vieții mele, Tu ești stăpân, Tu ești suveranul. Te-am oprit ca să spun că ești cea mai frumoasă fetiță din biserică. I-am dat bomboană, uite, vreau să-ți dau o bomboană. Mi-a sărit în brațe, m-a strâns jos, zis, frate Alin, dumneavoastră să predicați la nunta mea? M-am scos cu o nuntă peste vreo 20 de ani. Mi-a rămas cea mai bună prietenă. Dacă mă vede de la distanță, fuge și mă ia în brațe. Deja așa având. Frate Alin, zice, vine și mă ia în brațe. O trecut într-o zi pe lângă mine, era în timpul slujbei. Ea mirea la maică sa, eu n-am știut ce face și au întins așa mâna. Și am întins și o mâna către ea un pic. Am vrut așa să o ajut, că urca o treaptă. I-au bătut palma cu mine. Zic, bun, las că e bun. Așa să crească. Lângă pastor, fericită. Să știe că pastorul seamănă cu Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne pe toți. Pentru că Iisus Hristos a luat domeniile vieții mele în totalitate. El deține controlul absolut, indiferent de moment, indiferent de zi, indiferent de situație. Totul pune Iisus Hristos în mișcare. Când Iisus Hristos intră în viața unui om. Și în ultimul rând, ascultați-mă, știți ce a vrut Domnul să mai transmită? O zis Domnul așa, mai vreau să vă transmit, că intră Domnul la un moment dat în templu. Intră Domnul în templu. Și acolo Domnul a vrut să le lase un mesaj extrem de important. A intrat în Ierusalim, s-a dus în templu. Și ascultați, acolo erau mesele schimbătorilor de bani, scaunele celor care vindeau porumbei. Acolo era așa ca amvonul ăsta de lemn masiv. Când s-a dus Domnul și a început să dea cu valorile lor de pământ, vă dați seama ce a fost în templu? Când a început Domnul să răstorne valorile lor, să le răstorne orgoliile, să le răstorne dorințele, să le răstorne visele lor, să dea totul peste cap. Voi dați seama ce a fost în templu? Și Domnul spune, vreau să vă mai transmit un mesaj. Astea nu-s valori. Să rămână mesajul ăsta peste generații. Ăștia care manipulează bursa mondială, să joacă cu mintea businessmenilor cum vor ei. Imediat dau două clicuri și zic, dolarul e în creștere. Toată lumea cumpără dolari. Euro în creștere, toată lumea cumpără euro. Vine Elon Musk și zice, am investit în nu știu ce monedă virtuală. Toată lumea bagă în moneda aia virtuală. Și după aia cade moneda, logic. Unii rămân supărați, alții sunt happy. Îți dai seama că și toată lumea alergă după valori. Să aibă valori, să fie, să cuprindă, să aibă, să dețină. Și vine Domnul și spune, voi vedeți toate valorile astea? Nu-s valori. Există o valoare mai mare decât toți dolarii, decât toți euro, decât tot aurul, decât toate monedele virtuale. Și valoarea asta rămâne rugăciunea. Casa aceasta se cheamă o casă de rugăciune. Aici se cheamă numele lui Dumnezeu. Și au zis, Domnul, vreți să vă mai dau și lecția asta? Să înțelegeți că cea mai mare valoare rămâne rugăciunea? Că cea mai mare valoare rămâne comuniunea cu Dumnezeu, conversația cu Dumnezeu. Pentru că în momentul în care un om devine valoros în rugăciunile lui, când un om devine valoros în momentele în care stă în închinare înaintea lui Dumnezeu. Și de ce face asta? Pentru că împăratul e în inima lui, intră în audiență cu marele împărat, inima lui e teritoriul lui Dumnezeu. Doamne, vin la raportul tău, ce mai vrei să mai fac? Și intră în rugăciune cu Domnul, începe să devină atât de valoros în rugăciunile lui. Dumnezeu coboară acolo, știți ce se întâmplă? Începe
Dumnezeu să devină un Dumnezeu exact și pentru el. Și în momentul rugăciunii, Dumnezeu îi dă direcție foarte clar. Începe Dumnezeu să-i spună, auzi, tu ești un anonim, de nu te cunosc ăia, dar prin tine mai vreau să mai scriu istoria. Acolo, la valoarea aia anumită rugăciune, începe Dumnezeu să pună în mișcare tot ceea ce ești și tot ceea ce ai. Și în felul acesta poți să faci echipă cu Iisus Hristos. O, cât de mulți oameni aleargă după alt fel de valori. După altfel, tot felul de valori, bă, că să fie așa, că să fie, că dacă eu investesc în nu știu ce, că dacă eu cumpăr, că acum e tot la modă, mulți cumpără aur, bă, aurul, să-l ai în casă, aurul! Și o să se topească și aurul, exact cum s-a topit poate aurul din templu, când Titus se duce și asediază Ierusalimul, dărâmă templu, la un moment dat îi dă foc la templu și tot aurul de pe pereți s-a topit, s-a amestecat cu pietrele de acolo. Pentru că, ascultați-mă bine, cea mai mare valoare înaintea lui Dumnezeu rămâne rugăciunea. Amin. Și Dumnezeu îi caută pe oamenii care devin valoroși în felul ăsta. La acei oameni Dumnezeu le dă direcție exactă. Mai vreți să aveți parte de glasul exact al lui Dumnezeu? Mai vreți să aveți parte de glasul perfect al lui Dumnezeu care să nu te bage niciodată în ceață? Aveam 24 de ani. Se leagă cu ce v-am zis cu venirea noastră din Austria. Îl aveam pe Darin mic și la un moment dat Darin, dacă îl trezea, îi zrupea brațele. Și i-am spus soției mele, așa am șoșotit noi acolo și am făcut un plan. Și am zis, uite, eu mâine dimineață mă trezesc, îl sun pe păstor, îi spun să mă scoată din toate programările, nu mai vreau să mai predic, nu mai vreau, vreau să renunț. A doua zi dimineață, la ora 7, mă sun un frate din Canada, nu l-am văzut în viața mea. Și îmi spune, frate Alin, Dumnezeu m-a pus să te sun și să spun că planul pe care tu l-ai făcut aseară nu-i după voia lui să te oprești. La noi 1 noaptea, la voi 7 dimineața, o să te sun mai târziu și o să-ți mai spun ce Dumnezeu mi-a mai spus, dar acum e noapte, dar oprește-te deocamdată. M-a sunat pe la 4 sau 5 după masa și printre multe altele îmi spune așa, slujirea ta va fi în partea de vest. Avem 24 de ani. O zici, nu știu în care vest. În vestul României, în vestul Austriei, în vestul Canadius, dacă e în vestul Canadei, vie aici la noi, dacă e în vestul lumii. Vestul Europei zice, nu știu, Dumnezeu îți va da darul cu tare și cu tare și la 32 de ani vei fi păstor. Și eu zic, bine frate, am scris într-o agendă, așa eu o fi, aveam 24 de ani, nu mă gândeam nici la vestul, nici la pastorație, nici la... La un moment dat, când fratele ăla din Bucovina mi-a scris acel mesaj și mi-a spus, ți s-a făcut o chemare din îndepărtare, prima reacție a soției mele, a zis, Alin, dar fratele din Canada, unde au zis că noi o să trească să slujim? Mă, nu cumva în vest? Ba, făget, dar unde e făgetul în vest? M-am dus repede la agenda și m-am uitat, eu am scris cu mâna mea, slujirea voastră, slujirea ta va fi în partea de vest. Știi cât e de mare bucuria că nu rămâi în ceață? La un moment dat, am putut să văd mâna și puterea lui Dumnezeu, că El coordonează toate lucrurile, că rămâne suveran, că nu pierde niciun detaliu pentru cei care își dau teritoriul inimii, ca El să devină împăratul. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră la finalul predicii mele, merită să lași pe Iisus Hristos să intre în inima ta ca și Domn? Amin. Merită să lași pe Iisus Hristos să intre ca și suveran? Ca și împărat? Merită să-ți dea întotdeauna direcții exacte? Merită să ia pe anonimul de mine și să se folosească Dumnezeu de mine și să mai rămână lucruri frumoase în urmă? Merită. Merită să mai te pui pe genunchi și să știi că asta e o valoare, că Dumnezeu mișcă toate domeniile tale, a vieții tale și că nu există niciun domeniu pe care Dumnezeu să nu-l vadă? Merită. Că știe Dumnezeu că acum ești pe munte, ești în domeniul ăsta numit munte, știe Dumnezeu că mâine vei fi în terapie intensivă, peste o lună, peste o săptămână, pe ai lui Dumnezeu și acolo îi vede. Și poți să stai acolo în terapie intensivă, nu-i ușor, boala nu-i ușoară, dar să ai încrederea maximă, teritoriul vieții mele e a unui împărat suveran. Doamne,
mai salvează-ți teritoriul tău. Uite, mă, asta-i dea boala. Mă, asta-i dea dușmanii, mă, asta-i dea situațiile grele, mai salvează-ți teritoriul. Și îl vezi pe împăratul care vine, care întotdeauna mai poartă bătălii pentru ai lui. Ăsta e Iisus Hristos al nostru, care a intrat în Ierusalim și care mai vrea să mai intre și în inimile noastre. Să nu uitați, lăsați-L pe Iisus Hristos să intre, El să devină Domn și Stăpân și Suveran până la finalul vieții dumneavoastră. Să nu ratați aminul. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.